Cei care nu mai pot plăti creditele pot deveni chiriași. Clienții care au cumpărat o locuință prin programul Prima Casă și ajung în situația de a fi executați silit pentru că nu își mai pot plăti ratele, nu vor fi dați afară din case, ci vor plăti chirie. Potrivit unui proiect de act normativ inițiat de deputatul Daniel Zamfir, statul le va cumpăra casa, iar oamenii vor putea sta cu chirie și vor avea dreptul să o cumpere apoi din nou de la stat. După Brexit, dublarea practic a ratelor la bancă este iminentă. Prin acest proiect de lege, eu vreau ca omul să nu fie dat afară din casă, și anume casa lui să fie preluată de ANL, ANL-ul să-i ofere un contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani de zile, deci ANL-ul este proprietarul acelei case, persoana are în momentul ăla drept de preemțiune să cumpere acea casă. Bineînțeles, în condițiile legii. Prețul urmând să fie acela cu care ANL-ul a cumpărat casa de la ANAF. Asta este ideea. După acești 5 ani de zile, dacă omul și-a revenit financiar, să poată continua contractul cu imobilul achiziționat. E vorba de chiria care se practică de către ANL. Cum știți, este o chirie care se stabilește în fiecare an printr-o hotărâre de guvern. Chiria practic e undeva cam la jumătate din rată. Deci e evident o gură de oxigen pentru persoana respectivă. Proiectul de lege a fost depus la Senat și ar urma să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate în luna septembrie. Daniel Zamfir speră ca inițiativa să fie adoptată de Camera Deputaților la începutul anului viitor.